În cadrul ședinței Biroului Federal de Rugby s-a aprobat programul competițional al returului celei mai importante competiții din sportul cu balonul oval, Superliga de Rugby. Pe parcursul a 62 de zile, mai exact în intervalul 25 martie-27 mai, sunt programate un număr de 31 de partide. Returul va începe în ultimul weekend al lunii martie, când sunt programate jocurile din etapa 8-a, rundă în care CSM Știința va juca în deplasare la Politehnica Iași. La finalul sezonului regulat, care se va încheia după meciurile din etapa a 14-a, prima clasată va merge direct în semifinale, iar celelalte echipe vor juca meciuri de baraj pentru accederea în penultimul act. În 13 și 14 mai se vor juca cele trei partide din barajul pentru semifinale, dueluri în care se vor întâlni ocupantele locurilor 2 cu 7, 3 cu 6 și 4 cu 5. O săptămână mai târziu sunt programate meciurile din faza semifinalelor, iar în 27 mai se vor disputa finalele Superligii de rugby. Pentru configurarea finală a clasamentului, învinsele din barajul pentru semifinale vor mai juca un tur conform tabelei Berger în zilele de 13, 17 și 20 mai. În prima parte a campionatului, vicecampioana României, CSM Știința Baia Mare, a înregistrat 4 victorii și 2 înfrângeri, din care ocupă poziția a 3-a a clasamentului cu 21 de puncte. Pe primul loc al clasamentului se află Timișoara Saracens cu 24 de puncte, urmată de Steaua București, tot cu 24 de puncte. Pe locul 4 se află Dinamo București cu 10 puncte, urmată de Politehnica Iași cu 9 puncte, Universitatea Cluj cu 8 puncte, iar CSM București se află pe ultimul loc cu 4 puncte acumulate.